În acest moment, preocuparea și determinarea mea personală este consolidarea statului de drept. Scopul nostru comun, al meu și a coaliției, majorității de guvernare din care fac parte, este ca principiul respectării legii și a dreptății sociale să devină o caracteristică importantă, dacă vreți, cea mai importantă a guvernării. Aceste condiții sunt absolut necesare pentru a încuraja concurența, a crește economia și a forma un sistem corect, transparent și eficient de impozitare a mediului de afaceri. Totodată noi suntem preocupați de oprirea, stoparea abuzurilor făcute de instituțiile de control, care sufocă business-ul în ultimii ani, prin controle abuzive, prin corupție, dar și diferite metode de presiune a oamenilor de afaceri. Sunt convins că trebuie să dispare deja mentalitatea unor funcționari a instituțiilor de control și nu numai, precum că oamenii de afaceri trebuie să tratați ca posibil evazioniști. Această abordare greșită a frânat procesele